Oceanul li se pare multora un loc frumos și romantic, cu apa sa transparentă și vederile sale magnifice. Dar, de fapt, oceanul este mai degrabă periculos și înfricoșător decât frumos, pentru că în el poți să dai de locuitori marini cu dinți uriași și venin puternic, să întâlnești prădători nemeloși, să auzi sunete ciudate, să ai un atac de panică când îi vezi adâncurile neînchipuite. În acest episod vă voi arăta cât de periculos și îngrozitor e oceanul de fapt, așa că puneți un like și să începem! Caracatița uriașă. Kraken care poate să scufunde corăbii și să mănânce marinari poate că nu există, dar sigur există caracatița gigant. Aceasta este denumirea ei reală. Pur și simplu pentru că e cea mai mare dintre toate rudele sale și probabil și cea mai înfricoșătoare dintre toate. Acești giganți pot cântări până la 50 de kilograme, lungimea lor atinge 3 metri, iar conform unor alte date chiar și 9. Caracatițele gigant pot fi întâlnite în Pacificul de Nord, precum și coasta Pacificului Americii de Nord. Scafandrii nu sunt foarte încântați când se întâlnesc cu ele, ei zic că uneori îi atacă. Mai mult decât atât, unele caracatițe au încercat să îi tragă pe scafandrii cu ele la adâncimi mari. Să fim de acord, când ești atacat de așa monstru, nu e nimic plăcut în asta. În oceane există și alte ființe înspăimântătoare, de exemplu calmari giganți, cei mai mari de genul lor, dar ei încearcă să nu se arate la suprafață și în general nu contactează deloc cu oamenii. Sepia vampir arată mai înfricoșător decât ruda sau uriașă, arată ca un monstru adevărat. Este greu de crezut că așa creatură trăiește pe aceeași planetă cu noi. Sepia vampir înoată prin apă deschizându-și cupola mare și aspiră organisme mici. Trăiește la adâncimi de la 400 la 1000 de metri, de aia are ochi mari, îi permit să vadă mai bine în întuneric. De fapt, acest calmar nu e atât de mare și trăiește acolo unde oamenii aproape că nu coboară niciodată. De aia, pentru noi nu e periculos, dar nu degeaba a fost numit vampir, nu? Se consideră că acest nume l-a primit din cauza aspectului său înfiorător. Peștele viperă. Cu cât mai departe, cu atât mai epic. Următorul erou al episodului nostru este groaza în carne și oase. Peștele viperă este un monstru de adâncime tipic. Când ne gândim la monștri marini, ne imaginăm anume ceva de genul. Corp lung, turtit pe lateral, ochi strălucitori groaznici și colți care ies din gură. Un aspect impresionant. Din fericire pentru noi, acest pește nu e periculos pentru oameni. În lungime rar trec limita de 30 de centimetri. În al doilea rând, peștele viperă iubește să trăiască și mai adânc decât, de exemplu, sepia vampir. Uneori pot fi întâlniți și la 4 km sub apă. De obicei, însă, adâncimea optimă pentru ei este 500.000 de metri, anume acolo își caută prada pe care o prind în colții ascuțiți și o împing înăuntru. Peștele viperă este atât de lacom încât poate mânca chiar și o pradă foarte mare. După ce se umflă, pot uita de mâncare pentru aproximativ 2 săptămâni. Peștele pescar sau dracul de mare. E ceva de genul fratelui peștelui viperă. În general sunt parte din diferite familii, dar îi unește aspectul îngrozitor. Probabil că mulți dintre voi au aflat despre existența acestui monstru de Nemo. Vă amintiți cum el i-a atacat pe Marlin și Dory, când cei doi încercau să găsească masca care a căzut la adâncime. Eroii s-au luat după lumină și aproape că au ajuns în gura acestui monstru. Anume așa atrage prada și în viața reală, fiindcă peștele pescar trăiește la adâncimi mari, unde nu există lumină. El începe să lumineze cu momeala sa. Atunci când un pește mai naiv se apropie, prădătorul se năpustește asupra lui și îl face să dispară în gura presărată cu dinți. Viermele Bobbit.
Da, în ocean poți găsi nu doar pești, ci și viermi și acesta face parte din listă. Să nu vă gândiți că e un vierme modest pe care îl luăm la pescuit. Aceste creaturi pot ajunge la 2-3 metri în lungime și apropo, spre deosebire de peștele pescar sau peștele viperă, acest vierme trăiește la adâncimea de 10-40 de metri, așa că oamenii pot să se întâlnească cu el. Deși nu e de dorit, viermii bobit trăiesc la fundul mării și construiesc vizuini acoperite cu mucus în care se ascund, anume de acolo și organizează ambuscada. Când peștele se apropie, îl prinde și îl trage la sine. După o masă copioasă, viermele bobit poate trăi fără mâncare timp de un an. Ok, toate creaturile pe care vi le-am arătat, deși arată extrem de îngrozitor, nu prezintă pericol pentru om. Unica ce se poate întâmpla este să ne speriem foarte tare când le vedem. Dar la vederea următoarelor ființe, ar fi de dorit să ne luăm tălpășița cât mai repede putem, fiindcă sunt extrem de otrăvitoare. Oceanul e plin de pești otrăvitori, dar niciunul dintre ei nu poate să concureze cu peștele de piatră. El e cel mai toxic dintre toți cei toxici. Mai nașpa e că e greu de observat. El se deghizează drept piatră pe fundul oceanului. Astfel, organizează ambuscade și atacă pești. Pe oameni nu-i atacă, dar o persoană poate călca pe ea din întâmplare. Înțepătura va introduce în organism o doză de venin. Unele cazuri sunt suficiente și câteva ore până la moarte. Aceste cochilii la fel sunt foarte periculoase. Ele doar arată frumos și inocent. Uitați-vă cât de nemiloase sunt! E vorba despre melcul conic venenos. Arma lor principală este harponul ascuțit. El poate să-l introducă în om sau într-un animal de la o distanță mică sau pot chiar să tragă cu el. În așa caz, venenul sigur va nimeri în organism. Cel mai groaznic e că nu există antidot. Să nu uităm și de alți locuitori ai oceanului, meduzele. Practic toate sunt frumoase, dar multe dintre ele sunt periculoase. Meduza cubică este în general pe locul 1. Mulți o cunosc cel mai otrăvitor locuitor al oceanului. Înțepăturile ei sunt nu doar foarte dureroase, dar și foarte toxice. Anual din cauza lor mor destul de mulți oameni, așa că trebuie să vă feriți de ele. Cum și de șerp de mare. Da, în ocean pot fi întâlniți nu doar viermi, dar și șerpi de mare. De la creaturile târătoare nu putem să ne ascundem nicăieri. Nu e de ajuns că arată înfiorător, dar și sunt extrem de otrăvitori. Mulți șerpi de mare sunt de multe ori mai toxici și periculoși decât rudele lor de pe uscat. Bucură una, nu sunt agresivi și nu este ușor să-i provoci. Iar dacă i-ați provocat, înotați cât mai rapid de acolo, căci șarpele de mare sigur va încerca să se răzbune. Rechinii. Sunt sigur că v-ați așteptat să includem în această listă. Mulți consideră cei mai periculoși locuitori ai oceanului și chiar ar trebui să ne fie frică de ei, mai ales de marele rechin alb. Este cel mai faimos din lume și a primit porecla de rechinul mâncător de oameni. Anual apar știri despre cum un mare rechin alb a atacat pe cineva. Unii norocoși au supraviețuit, dar pe mulți rechinul îi mutilează sau îi ucide pe loc. Rechinul taur nu e mai puțin periculos. Mulți oameni de știință în general spun că e mai periculos decât marele rechin alb, în mare parte din cauza agresivității. Dacă cel alb poate uneori să înoate pe lângă scafandru și să nu-i facă nimic, rechinul taur se va folosi de posibilitate și va ataca. Mulți scafandri știu despre asta nu din auzite și mereu se înarmează cu harpoane, ca să aibă posibilitatea să se apere. Apropo, acești rechini pot să înoate chiar și în râuri și se simt foarte bine acolo, așa că aveți grijă! Mai există și alți locuitori ai oceanului care nu prea bucură cu aspectul lor fizic, rechinul spiriduș. El este în primul rând urât, dar nu și periculos. Da, este mare și poate crește până la aproape 4 metri. Da, are fălci puternice, dar se găsește la așa adâncimi mari că scafandrii nici nu ajung până acolo. Așa că haideți să-l lăsăm în pace să-i sperie pe toți cu aspectul său.
ca șurechinul gulerat, este încă un locuitor marin îngrozitor, care seamănă cu vreun monstru dintr-un horror și nu e demerare. Pare a fi un hibrid de anghilă, șarpe de mare și rechin. Corpul lung, colți înotătoare, chiar și să te uiți la el e greu. Bine că trăiește la adâncimi mari și nu e periculos pentru om. Apropo despre adâncime, după părerea mea, oceanul ne sperie nu doar cu locuitorii săi, dar și cu faptul că este pur și simplu super adânc. Există așa ceva ca talasofobie, frica de adâncimi mari. Da, puteți spune că nu aveți așa frică, dar imaginați-vă în mijlocul oceanului când în jur nu se vede nimic decât întinderi de apă, iar sub dumneavoastră se află kilometri de apă cu toți rechinii, peștii și șerpii otrăvitori. Doar de la gândul ăsta ți se face frică. Iar cum rămâne cu groapa Mareanelor, cea mai adâncă parte a oceanului? Adâncimea ei este de aproximativ 11 km. Adică chiar și Everestul ar încăpea acolo fără probleme și ar mai rămâne câțiva kilometri. În acel loc îngrozitor se găsesc creaturi numai puțin îngrozitoare. Frica te învăluie când înțelegi că chiar și la așa adâncime poate să trăiască ceva. Unii consideră că acolo locuiesc creaturi pe care de mult le credem dispărute. De exemplu Megalodon sau alți monștri despre care încă nu știm nimic. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care dintre aceste creaturi vi se pare cea mai periculoasă. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!